742 din 25 octombrie a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară. Rog pe domnul președinte să supună spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Din consultarea condiției de prezență sunt prezenți toți consilierii. Supunem la vot cine este pentru. S-a aprobat cu un număr de 70 consilieri. În continuare, dăm cuvântul domnului primar pentru a spune spre aprobare cu ordinea de zi a ședinței de astăzi. Da, bună ziua și bine ați venit la ședința de astăzi, data de 31 octombrie 2017, ora 14. Vă spun spre aprobare ordinea de zi cu cele 10 puncte, dacă sunteți de acord. S-a aprobat. Ședința de comisie a avut. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere numărul 7413 din 11 iunie 2013 pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al Comunei de Oftenă. Comisia juridică? Da, am obligația ca să vă dau explicații cu privire la proiectul de hotărâre numărul 1, se propune prelungirea contractului de închiriere numărul 7413 din 11 iunie 2013 cu termen de încetare la data de 11 iunie 2018, în care se încheie perioada de 5 ani. Ca urmare a solicitării prin adresa numărul 29 din 8 septembrie 2017, din partea Asociației Agrozootehnice Nemira, până la data de 31 decembrie 2018, cu suprafețele de pajiște aflate în domeniul public sau privat al Comunei Dofteana, cu respectarea clauzelor contractuale, valoarea investițiilor efectuate de către locatar pe pajiște și alte asemenea, precum și cu respectarea punctului numărul 9, articolul 4 din hotărârea Guvernului numărul 214 din 12 aprilie 2017. Asociația Agrozootehnică Nemira solicită prelungirea contractului cu 6 luni, pentru că ei în luna iunie 2018 li se vor încheia perioada celor 5 ani. Acum, la ora actuală, Unitatea Administrativ-Teritorială împreună cu Direcția Agricolă a Județului Bacău lucrează la amenajamentul pastoral. Așa se numește amenajament pastoral, deci se face un amenajament pe izlazul domeniului public al Comunei Dofteana și pe proprietățile private. Să vă explic ce înseamnă pentru cei care nu știți amenajamentul pastoral. Am primit documentația de la Direcția Agricolă. Vreau să vă spun că acest amenajament pastoral se face în baza legii și gratuit. Ne face Direcția Agricolă. La ce se referă? Perioada anului 2017 am fost și am avut obligația să împrejmuim câteva suprafețe de teren de izlaz cu un țarc 10x10, deci 100 de metri pătrați, să se poată calcula densitatea pajiștei respective, să vadă în zona respectivă cu cât crește de la o zi la alta sau de la o lună la alta pajiștea, ca să poată să fixeze o valoare în vederea încheierii unui nou contract în baza legii a unei asociații, cum e asta, agrozootehnică sau alta. Deci, în mod obligatoriu, trebuie să existe amenajamentul pastoral, care el prevede niște lucrări, exact cum era la amenajamentul silvic. Perioada celor 10 ani de acum încolo, trebuie să știe cel care va concesiona, va închiria în baza legii suprafața teren de 547 de hectare care o avem noi, îl obligă pe fiecare parcel în parte ce lucrări trebuie să facă. Asta înseamnă amenajamentul pastoral. S-a luat probe de sol în luna lui octombrie. Vreau să vă informez atât de pe izlazul Cucuiesc, cât și Dofteana și toate satele, inclusiv de pe proprietățile private. În baza acestui amenajament pastoral, dacă va ieși cu siguranță, spun că vor ieși până 31 decembrie 2017, începând cu anul 2018, atunci probabil va apărea o hotărâre de guvern care va clarifica situația sub ce formă se vor da aceste suprafețe în concesiune, chirii sau alte forme de atribuire. Cei ce au contract până în luna iunie, Asociația Agrozootehnică Nemira, nu pot să depună documentația pentru lucrările din primăvară, întrucât nu am un an.
au numai 6 luni pe anul 2018. Și au solicitat cu aprobarea Consiliului Local prelungirea cu 6 luni până la 31 decembrie 2018, bineînțeles cu respectarea prevederilor legale și doamna secretarul prevăzut aici, așa, precum și cu respectarea punctului 9, articolul 4 din hotărârea de guvern numărul 214 din 12 aprilie 2017, care se referă la amenajamentul cu pastoral. Deci dacă vă interesează și vreți să intrați pe internet, puteți să studiați punctul numărul 9, articolul 4 din hotărârea guvernului numărul 214 din 12 aprilie 2017, care stă la baza efectuării acestui amenajament pastoral. Înainte de a intra în ședință, am vorbit la Direcția Agricolă a județului Bacău cu cei ce lucrează la acest amenajament pastoral și ei sunt în faza de a obține acele avize patologice. Așteaptă o finanțare de la guvern, Direcția Agricolă, și în baza finanțării care le dă guvernul, ei merg și fac aceste avize și expertize patologice ca să poată să ne dea o soluție până la data de 31 decembrie 2017. Sper că am fost explicit. Dacă dumneavoastră aveți alte probleme, vă rugăm să le ridicați și să le discutăm. Dacă sunt discuții, Comisia Juridică... A fost favorabil Comisia Juridică. Unanimitate. Cine este pentru? S-a votat cu 97. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind implementarea și eliberarea formularului unic al modelului card de estimație de parcare pentru persoanele cu handicap. Domnule primar? Da. Despre ce este vorba? Se propune aprobarea regulamentului privind implementarea și eliberarea formularului unic al modelului card de legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. Despre ce este vorba? Persoanele cu grad de handicap și-au cerut dreptul lor, care, în baza unui regulament, au dreptul să facă o cerere către unitatea administrativă teritorială, fie ea oricare din țara asta, și în baza cererii respective, ei se eliberează o legitimație pentru locurile gratuite de parcare. Deci avem obligația ca cheltuielile ce stau la baza eliberării acestui card să fie efectuate din buget local, iar în parcarea respectivă să fie acea persoană cu grad de handicap aflată într-un căruț, făcut un semn acolo unde sunt cel puțin două locuri de parcare, la fiecare parcare autorizată, cum avem noi în fața instituției. Deci suntem obligați să facem lucrul ăsta, să eliberăm acest card, această legitimație, cu cheltuielile prevăzute în bugetul local. Și vă supun spre analiză și aprobare acest regulament. Bineînțeles, trebuie să fie un regulament ca să putem să aprobăm. Discuții pe... Dacă nu sunt discuții, suntem la... Aviz favorabil din partea Comisiei Juridice. Spune-mi la vă, cine este pentru? S-a votat cu 97 consilieri. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea persoanelor care vor înscrie datele în registrul agricol pentru obligație înscriere complimentării ținere la ziua registrului agricol pentru suport, hârtie sau formular electronic, precum și centralizarea și transmiterea datelor către Registrul Agricol Național. Domnule primar? Da. În baza unei dispoziții date de primarul Comunei Europeană, vă supun spre analiză și aprobare expunerea de motive acestui proiect, care se referă la, se propune atribuirea sarcinii doamnei Țifrea Aneșoara, de înscriere, completare, ținere la zi a Registrului Agricol pe suport de hârtie sau în format electronic, precum și a centralizării și transmiterii datelor către Registrul Agricol Național, precum și în înscrierea datelor în RENS, așa, atribuții, în verificarea, completarea, validarea și actualizarea elementelor de nomenclatură stradală. Deci este vorba despre Țifrea Anișoara și despre Ignat Cristina, care ambele sunt la Registrul Agricol și la 1 ianuarie 2018 vor ține evidența, conform nomenclatorului stradal, în format electronic și digital, a fiecărei persoane din localitatea noastră. Deci nomenclatorul stradal luna viitoare, cred că va fi aprobat în ședința
Săptămâna viitoare, mi-ați să primim avizul la prefectură. Vom primi avizul de la prefectură și asta înseamnă dacă ei își vor da avizul, înseamnă că munca noastră nu a fost în zadar, pentru că străzile pe care dumneavoastră le-ați aprobat și care au fost propuse de către cei ce au condus aceste echipe, probabil vor fi validate și atunci, la 1 ianuarie 2018, în conformitate cu legea, cele două persoane care sunt repartizate pe sate și scrie aici Dofteana Gădeac, Ștefan Vodă și Seaca Țifrea Anișoara și Cucuiesc Larga Bogata, Ignat Cristina. Și străinași. Și străinași, bineînțeles. Da. Deci suntem obligați ca să dăm aprobarea Consiliului Local pentru așa ceva. Persoane nominalizate care se vor ocupa de registrul atât electronic cât și digital. Dacă aveți discuții. Dacă aveți discuții. Comisia juridică. Aviz favorabil de partea Comisiei juridice. Cine este pentru? S-a votat cu numărul de 17 consilieri. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar de la școala gimnazială Scarlat Loi din Dofteana, aferent de anului 2016, inițiator, domnule primar. Se propune utilizarea excedentului bugetar, aferent anului 2016, în sumă de 10.000 lei, pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar, conform articolului 58, aliniatul 4, litera C, din legea numărul 273/2006, pentru achiziționarea hranei preșcolarilor de la grădinița cu program prelungit Prechindelul Dofteana. Deci, în cursul anului 2016, s-a făcut, să zicem așa, o economie de 10.000 de lei în bani vechi de 100 de milioane la grădinița cu program prelungit. Acest excedent bugetar nu poate fi consumat fără aprobarea Consiliului Local. Deci această economie care a fost făcută și probabil s-a trecut și de la an la altul cu ea, nu poți să o folosești pentru hana copiilor din anul 2016 în anul 2017 fără ca ea să fie rectificată în bugetul local și aprobată de către Consiliul Local. Deci s-a făcut o economie de 100 de milioane. Acești bani trebuie să consumați cu aprobarea Consiliului Local în continuare. Dar nu ai voie decât numai pentru hrană. Deci nu ai voie să cumperi jucării, nu ai voie să folosești la alte investiții, deci numai pentru hrană. Dacă aveți discuții. Dacă aveți discuții. Comisia Buget. Da, a fi favorabil. Cine este pentru? Am votat cu numărul 17 consilieri. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii speciale activității de dezvezire pentru perioada de iarnă 15 noiembrie 2017 15 martie 2018. Da. Domnule primar. Se propune achiziționarea de prestări servicii în vederea activităților de curățare a zăpezii de pe drumurile publice locale pe perioada de iarnă 15 noiembrie 2017-15 martie 2018, încheierea unui contract de prestări servicii specifice activității de dezăpezire și pentru menținerea acestora în stare de funcționare pe timp de ploi sau îngheț, achiziția de prestări servicii prin cumpărarea directă de pe seamă. Valoarea estimată achiziției este de 130.000 de lei fără TVA. Valoarea contractului fără TVA este sub pragul de 132.519.000 lei, în conformitate cu prevederea articolului 7 aliniatul 5 din legea numărul 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv articolul 43 din hotărârea guvernului numărul 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziții publice acordului cadru. Perioada de 4 luni calendaristice cu posibilitatea de prelungire printr-un act adițional. Finanțarea acestor cheltuieli sunt suportate din bugetul local. Vă rog discuții. Dacă aveți discuții. Comisia Buget? Aveți favorabil. Cine este pentru? Da, aveam eu de completat, ai pregăt pe cei vă sunt vă grăbiți. Deci astăzi am avut instruirea la nivel general a primarilor din județul Batou, la centrul zonal Dofteana, la centrul zonal Batou, începând cu orele 9.
Practic, ni s-a cerut și ni se cere în continuare ca aceste contracte de zăpezire să fie încheiate mult mai repede față de data de acum. În cursul săptămânii trecute am avut verificare de la prefectură, o echipă formată din poliție, formată din inspectoratul pentru situații de urgență, cerându-ne stocul de antiderapant, lucru care noi nu l-am putut pune la dispoziție pentru că nu aveam contract. Noi avem 65 de km de drumuri de utilitate comunală și nu putem să ne efectuăm dezăpezirea, curățirea zăpezii cu surse proprie. După aprobarea dumneavoastră de astăzi, Serviciul de Achiziții Publice va cumpăra direct, ați văzut ce e acest lege, în baza legii 98, va cumpăra direct această achiziție publică și noi, publică și noi trebuie să comunicăm cât se poate repede prefecturii județului Bacău, cine este societatea, denumirea societății, numărul de telefon al reprezentantului firmei respectivă și, bineînțeles, chiar și numărul de telefon al celor ce conduc acele utilaje de dezăpezire. Se pune modul și faptul cât se poate de mult să se acționeze, ca cetățeanul să trăiască în cele mai bune condiții de trai și să circule în conformitate cu prevederile legale cu toți participanții la trafic. Asta înseamnă că trebuie să ne implicăm toți cei care suntem în aparatul administrativ teritorial al unității noastre, a Comunei Dobteana, și în calitate de consilier de legislativ și dumneavoastră aveți această obligație să veniți în sprijinul executivului ca aceste servicii să fie de cea mai bună calitate, ca cetățenii să poată circula acasă, la dispensarul medical și în alte localități acolo unde au ei nevoie. 17 consilieri, punctul numărul 6. Domnului Rece, noiembrie 2017, martie 2018, la Centrul Cultural Multifuncțional. Da, avem obligativitatea asta și lucrurile astea ni s-au prelucrat și astăzi la ședința cu primarul de la Centrul Zonal Bacău. Persoanele care nu au adăpost, persoanele care nu au locuință sau nu sunt primite în locuință, sau copii ce sunt goniți de la casele lor, trebuie să ne pregătim un adăpost și noi am fixat Centrul Cultural Multifuncțional, că orice s-ar întâmpla tot facem căldură acolo, așa? Numai faptul că avem obligativitatea să le creăm condiții de cazare temporară. Asta ce înseamnă? Măcar să ai o saltea și o căldură. Despre asta vorbim. Pe parcurs, va trebui să luăm în calcul și aspectul ăsta. Chiar dacă noi nu vrem, legea ne obligă și trebuie să ne conformăm, să avem și un adăpost de acest fel, cum ar fi grădinița, fosta grădiniță de la Bogata sau școala de la Bogata, mi s-a permis de către Ministerul Educației să o folosim numai în cazuri sociale. Deci, chiar dacă facem o cantină socială sau chiar dacă facem cu specific social, dacă vom face ceva, ca să zicem așa, ne aprobă fondul. Dar, deocamdată, acum, atâta timp cât Unitatea Administrativă Teritorială are Casa de Cultură, avem încălzire acolo, avem fotistul care este în permanență acolo pe timp de iarnă, o saltea, o pătură, un bidon de ceai, suntem obligați să ne asigurăm. Da, spuneți-vă. Cam câte locuri economizați dumneavoastră? 30, 40? Nu. Aș fi mulțumit ca să putem face 15 până în 20 de locuri, ca să putem să-i asigurăm. N-am avut cazuri de felul ăsta. Nu. Nu am avut niciun. Înțelegeți? Pe când dată nu avem emigranți, nu avem persoane de felul acesta care iarna nu s-au îngrijit ca să aibă un adăpost asupra capului, dar în situații de urgență se referă. Știți dumneavoastră, o singură persoană, dacă nu are un edornist sau o singură persoană, dacă s-a întâmplat un accident, asta înseamnă că toată localitatea suntem în situații de urgență. Sau un drum dacă este blocat. Nu contează. Una singură dacă există. Deci, în situații de urgență, Doamne ferește, o alunecare de teren, Doamne ferește, ruptul un pod, o punte, nu poți parti să meargă salvarea, trebuie să oamenii evacuați și dus undeva. Deci trebuie să luați măsuri de urgență. Bine, legea prevede destul de clar. Pentru situații de urgență și nu numai, minimul de 2 ore pe an, trebuie întrunit Comitetul Local pentru situații de urgență și fixate aceste lucruri. Bineînțeles, în Comitetul Local pentru situații de urgență, sunt și acele societăți comerciale care au contract cu noi în situația în care se întâmplă probleme de felul ăsta, să poată să ne aprovizioneze cu alimente, cu pături și alte bunuri care sunt necesare în situații de urgență. Nu mai vorbim de utilaje și așa mai departe. Dacă aveți alte discuții și dumneavoastră. Dacă aveți alte discuții, dacă nu aveți comisia învățământ. Aveți favorabil.
Cine este pentru? S-a votat cu numărul de 17, consilier. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar în vederea achiziționării de lemne de foc pentru încălzirea Bisericii Parohiei Nașterea Maicii Domnului. Cu băieți. Da. Domnule primar. Nu cred că mai e nevoie ca să mai dau o știre acestui proiect de hotărâre. Deci, parohia Nașterea Maicii Domnului din satul Șuieț, împreună cu preotul și comitetul de inițiativă de acolo din biserică, a făcut o cerere către noi cu ștampila, cu semnătura comitetului parohial, în care solicită sprijin în lemne de foc pentru încălzirea lăcașului. Dacă aveți discuții. Dacă aveți discuții. Comisia învățământ? Aviz favorabil. Supuneți aprobare. Cine este pentru? S-a votat cu numărul 17, consilieri. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliul Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ profesional, școli de personalitate juridică în Comuna Dofteană. Da, se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității care va avea caracter permanent în unitățile de învățământ preuniversitar, școli cu personalitate juridică din Comuna Dofteană, mă după cum urmează. Pentru școala gimnazială Bucuiesc, pentru școala gimnazială Răghea, pentru școala Scala lui Ghidofteana. Deci trebuie să desemnați o singură persoană, da? Da, fie nu pot, câte una la fiecare școală. Aveți cuvântul dumneavoastră. Se poate face propunerea în bloc, doamna scritar? Nu, poate să facă în fiecare școală. Nu, dar o singură persoană se propune 3 metri. Vă să depună și eu mai mult. Să poate cine dorește să facă propunește. Propun pentru școala Cucuieți, domnul consilier Clopotaru Ion, pentru școala Scarlat Gonghen, domnul consilier Covaci Florin, și pentru școala Răghea, domnul consilier Bobon Găriț. Nu poate fi și este în Consiliul de Administrație. Cine este de administrație? Sunt persoanele care au făcut, nu poate nici în CEAP. Sunt în Consiliul de Administrație. Deci persoana care este în Consiliul de Administrație, care este reprezentant al Consiliului Local, nu poate face parte din Comisia de Asigurare a Calității în Învățământ. Deci de asta trebuie să studiem legea înainte de a face propunere. Și în Comisia de Calitate și Evaluare în Învățământ trebuie să intre persoane care cunosc legislația școlară. Pentru că acolo e vorba de calitatea învățământului, de procesul didactic. Nu mai este vorba de decizii administrative. De aceea trebuie să ne gândim foarte bine la persoanele care reprezintă Consiliul Local în Comisia de Evaluare și Calitatea Învățământului. Și nu pot fi membri ale Consiliului de Administrație. Deja persoanele care i-ați propus sunt membri ale Consiliului de Administrație. Vă rog să veniți cu alte propuneri. La școala Bucuieți, domnul consilierul Posi, Vasile. La școala Hăgheac, domnul consilier Muraru. Da, și la școala Carlat Gonghen. Sunt în ședințe mine. Domnul consilier Muraru. Mai aveți alte probleme? Dacă nu mai aveți, cine este pentru? S-a votat cu număr de 14 consilieri. 14 consilieri? Da, da, 14. Cei 3 care au fost propuși nu au votat. Da. La punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investiției proiectului abilitarea, modernizarea și dotarea cămilor culturale din satul Bogata, Comuna Dofteana. Domnule primar. Da, se propune aprobarea valorii
de investiție a proiectului reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Bogata, comuna Dofteana, județul Bacău, cu valoarea de 2.760.969,29 lei, 608.277 euro, din care valoarea eligibilă 2.034.565,89 respectiv 448.241 euro și valoarea neeligibilă 726.403,40 respectiv 160.063 euro. Cred că a studiat destul de bine în ședința de comisie, dar nu cred că ați avut o copie a devizului general. Aș vrea foarte bine să... Asta eu am hotărât ca să aduc devizul general, pentru că vedeți dumneavoastră, 160.000 de euro, asta înseamnă 7 miliarde, vă spun în bani vechi, sunt cheltuieli neeligibile. De 726,403,40 neeligibil și eligibil 2,034. Deci 20 de miliarde 300 și nu știu cât sunt eligibile și diferența trebuie să o punem noi de la bugetul local. Și mă gândeam că mă întrebați ce să fac cu aia 7. Vă spun eu acum. Vă citesc pe neeligibil. Deci ne obligă Uniunea Europeană în momentul când semnăm un contract cu ei, să venim și noi cu o cofinanțare. Ei vin cu un sprijin, spun ei, nerambursabil și noi să venim cu o cofinanțare. Și în general ei se referă la dotări. Noi când am făcut prima dată proiectul ăsta tehnic, studiu fezabilitate, după care proiectul tehnic a fost câștigat de o firmă, l-a făcut, l-a avizat, este câștigat tot absolutul. Dar ce ne solicită ei? Noi trebuie să facem un festival tradițional cu produse culinare, neeligibil, care acolo implică niște bani. Așa. Aparatură, evenimente culturale neeligibile. Deci este, nu se poate face recepția finală până nu ai așa ceva. Aparatură, evenimente culturale neeligibile. Probabil se referă la audiții. Trebuie să ai așa ceva. Apoi le citesc pe celelalte, că eu v-am mai spus și un alt de ei. Vitrină frigorifică pentru băuturi tradiționale. Răcitor pentru băuturi tradiționale. Suntem obligați să le luăm. Și scrie aici una bucată. Vă mai spun încă ceva. Tot una bucată și scrie aici proțap pentru animale. Da. Frigider păstrare produse ecologice, locale, una bucată. Mese inox, pregătire bucate tradiționale, două. Mașină de spălat vase utilizată la festivaluri culinare, una. Cuptor electric cu convecție, unu. Convecție scrie aici, unu. Mașină de gătit electrică cu 4 plite rotundă. Una. Ceaun tradițional, 50 de litri, 5 bucăți. Setul uner de bucătărie inox. Scrie setul. Un singur set. Setul uner de len, 5. Dulap veselă inox, 2. Tacâmul, scrie aici, linguri mari, linguri mici, furculițe, cuțite, așa, 100. Set pahare, tradiționale, 100. Set farfurii, tradiționale, 100. Aparatură, evenimente culturale neeligibile, cum am spus. Și ultima este scenă demontabilă, 8x6 metri, cu suport, aparatură. Vă mai spuneam eu cândva. Deci toate lucrurile astea ne obligă să avem o scenă în lateralul căminului acolo pentru evenimente în aer liber. Sau să zicem așa, face evenimente în căminul cultural, odată ce scrii să ai vesela asta,
În momentul când ieși afară acolo, trebuie să cânti muzică și să fii amplasat pe scenă de montare. Deci, asta trebuie să dea aprobare Consiliul Local, eligibilul 21 de miliarde aproape din Uniunea Europeană nerambursabilă și diferența de 7 miliarde trebuie să ne asumăm. Deci o să mă întrebați luna viitoare când se aprobă impozitele și taxe, dar de unde-i banii ăștia? Că nu numai. Și la celălalt, eu să vă explic celelalte contracte care ne-am semnat. La fiecare avem partea noastră. La celălalt, la drumul de pe Hăghear, era vorba prin măsura 72 de 10 miliarde. Aici e vorba de 7 miliarde și v-am spus atunci ce implică cele 10 miliarde. Că ei trec aici diverse și neprevăzute 10%. 10% din valoarea totală a proiectului. Asta înseamnă dacă sunt 27 de miliarde în bani vechi, trebuie să ai 10% pentru diverse neprevăzute. Eventual, în perioada cât se lucrează acolo, se poate întâmpla așa ceva. Deci să știm pentru ce ne luăm angajamentul. Nu vorbim mai târziu altceva. Deci ne luăm angajamentul pentru vesela din interiorul bucătăriei, așa, mese, frigidere, grătar și așa mai departe, inclusiv pentru scena care se amplasează în curtea căminului popular. Dacă este o scenă 8x6, vine aproape 50 de metri pătrați, o scenă care poate fi folosită și la alte evenimente culturale în cadrul localității. Bine, în momentul când vorbim aici de 7 miliarde, trebuie să înțelegeți că astea se pun toate la licitații și dacă vreți cumperi produse cu 7 miliarde, adică produsele astea cu 7 miliarde, poate să vină cineva și cu 70, cu 50% poți să le iei la preț jumătate. Dar noi în buget trebuie să avem prevăzut banii ăștia. Vă rog să mă înțeleg. Bine, oricum cale de întors nu este dacă vrem să faci. Corect. Clar. Păi ce să fie cale de întors? Dacă eu, avem totul finanțat. Dacă eu pe data de 18 luna aceasta am semnat contractul de finanțare. Bun. Suntem în faza asta. Am semnat acest contract de finanțare. Proiectarea este câștigată, vrem să scoatem execuția la licitație, dar execuția, am dus procedura de execuție la AFIR Iași și cred că săptămâna sau cealaltă ne este și apoi ridicăm în SEAF și scoatem la licitație execuția. Deci nu este care de întoarcere, n-ai ce să faci. Noi ne-am dorit, noi ne-am asumat să ne condițiile date de ei, automat trebuie să... În mod automat. Dacă aveți discuții. Dacă aveți discuții. Comisia Buget, dacă nu aveți numărat. Cine este pentru? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru avansul în valoare de 1.017.280.68. De la Fondul Național de Garanție a Creditului pentru Întreprinderi Mari și Mijlocii. În favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, conformitate cu prevederile ONG-ului pentru realizarea proiectului reabilitare, modernizare, dotare cămin cultural din satul Bogata. Da. Se propune aprobarea solicitării scrisorii de garanție pentru avansul în valoare de 1,017,280,68 lei de la Fondul Național de Garantare a Creditului pentru întreprinderile mici și mijlocii în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale conform Ordonanței de Urgență numărul 79 din 24 iunie 2009 ca urmare a contractului de finanțare numărul din data din 18.10.2017. Deci am participat atât eu cât contabil, am semnat acest contract. Da? După semnarea acestui contract, implică ce? Solicitarea de avans de la Uniunea Europeană și trebuie să garanteze cineva pentru noi. Deci acest fond de garantare are nevoie de hotărârea Consiliului Local. După hotărârea Consiliului Local pleacă la Ministerul de Finanțe și ne vine scrisoarea de garanție. Exact cum mi-a venit săptămâna trecută scrisoarea de garanție pentru drumul prin măsura 72, în care se face pe lângă scrisoarea de garanție o întreagă documentație și în cursul săptămânii viitoare o depun și pe asta la fir. Din motivul ăsta a dat și aici, la căminul ăsta cultural, atât cât și drumul prin măsura 72, dă 36 de luni, perioada de implementare. Deci, îți dă 33 de luni, perioada de execuție, procedura de achiziție, tot, că sunt eventuale contestații, soluționarea contestațiilor, deci în 36 de luni trebuie să închei execuția. Mă refer 36 de luni la ultima plată.
Deci să nu depășești cele 36 luni făcând ultima plată, în funcție de situația de lucrări, deci documentația. Și atunci, dacă o lucrare de 10 miliarde, ai depus documentația, îți dă ceilalți 10 miliarde și până termină pe cealaltă lucrare, dai și diferența. Și vedeți că aici ne se aprobă sau ni s-a solicitat 50%. Dacă valoarea totală eligibilă, mă refer, e 20-21 de miliarde, deci ne dă jumătate, 10 miliarde prima dată să le avem în cont, în condițiile astea să putem să scoatem la licitație în baza legii 98. Da. Dacă aveți discuții. Comisia Buget? Aveți favorabil. Cine este pentru? S-a votat cu număr de 17, consilier. Da. Sunt sigur că și dumneavoastră probabil aveți la diverse câte ceva de ridicat probleme din localitate, dar cu permisiunea dumneavoastră aș dori ca să încep, eu sunt multe lucruri de spus. Nu ne-am văzut în forma asta de 17 consilieri, nu ne-am văzut de o lună de zile, aproximativ. Vedeți că într-o lună de zile s-au adunat mai mult. Vreau să vă informez cu privire la investiții mai întâi. Vă spuneam că pe data de 18 am semnat contractul cu 608.000 euro, Căminul Cultural Bogat. S-a semnat contractul lunea trecută, nu mi amintesc exact data când, la ora 15.30 am stat la București și am semnat contractul la Ministerul Dezvoltării 2,6 km de la Parcul Dendrologic până la Părău, având prin PNDL 2. Au mai rămas celelalte două contracte, grădinița cu program normal de la Doftena, care urmează, cred că săptămâna viitoare, acum se află în circuit la celelalte de rol la Ministerul Dezvoltării, probabil săptămâna viitoare voi semna și pentru grădiniță, întrucât acolo mi-a cerut mai multe clarificări și am clarificat cu standarde de cost și apoi cu podurile. Pe data de 5 octombrie am depus pe poduri și pe drum și uitați că pe 28 am depus pe grădiniță și mi-a venit și am semnat pentru drum, mai repede. Deci, repet, am semnat pentru contractul pentru Căminul Bogat, am semnat pentru drumul de pe Hăiac prin PNDL, celălalt drum de pe Hăiac prin măsura 72 a fost semnat mai înainte. Cred că astăzi, n-am avut timp să merg în teren, am fost la ședință la Bacău, cred că s-a definitivat rigolele de pe Seaca, da? Vorbesc bine, domnul consilier? Cred că s-a definitivat. Așa, lucrarea a ieșit, zicem noi, destul de bună. Se lucrează la fațada Bisericii Ortodoxe Parohia 2 Dofteana. Se lucrează de la fațadă. S-a început lucrările la cișmeaua din centrul satului Cucuieț. Se lucrează de două zile. Acolo chiar mai înainte am fost sunat că erau niște nereguli și au trebuit să plece imediat poliția în regiune de urgență. S-a încheiat toate săpăturile care au fost cuprinse în contract la apa potabilă. Știți destul de bine, până la Păculița, de la Parcul de Îndrojit până la Păculița s-a înlocuit rețeaua de apă, s-a înlocuit la Bogata, din ulița acolo la Tancău, s-a înlocuit la Turcu Fănel, s-a înlocuit la Spoială Fericien, la Păculiț. Lungimea, exact, n-aș putea să vă spun chiar acum pentru că nu știu, dar vă informez data viitoare, deci s-a încheiat aducțiunea de apă. Sper ca cișmeaua să fie gata în termen de două săptămâni de zile, după care ne vom muta la Nicifor Lăzărescu să facem acele gabioane, chiar dacă bilifrigul ne permite să putem lucra, gabioane nu necesită beton și în condițiile astea se poate lucra și acolo. Și atunci, conform contractului și cum ați aprobat dumneavoastră bugetul, am fi în graficul care ne l-am propus. Aș vrea să vă aduc la cunoștință și alte lucruri. Vorbesc despre un lucru de mai multe ori. Folosirea domeniului public al localității Dofteana. La ce mă refer? Stimați consilieri, am în aproape 10 ani de când sunt la conducerea instituției, am asfaltat atât cât am putut, am făcut proiecte atât cât am putut și mai am și multe în derulare.
Dar cu spațiul public n-am putut să clarific toate lucrurile pentru faptul că nu erau de fiecare dată asfaltate sau nu erau rigole făcute pe drumurile de utilitate comunală. Ați văzut, ați dat aprobarea cu privire la contractul de dezăpezit. Vă întreb de dumneavoastră, cum aș putea să dezăpezesc de la creangă la deal până în pantă la Hărbeană, unei drumuri unde sunt atât de înguste, în condițiile în care își lasă remorcile în stradă, în condițiile în care pe rigola, de ce se numește în Cucuiesc rigolă pietonală? Rigolă pietonală pe ulița Țărnei, acolo unde drumurile sunt destul de strâmte, sau cum îi la Mâzgăriș, să spunem, în Cucuiesc, o parte carosabilă este folosită de către cetățeni, mașina în drum, când are, spune dumneavoastră, când are un sobage, și rigola pietonală nu se mai numește pietonală. Se numește rutieră, pentru că toți parchează acolo. Ei, când vine plugul cu zăpadă, vedeți dumneavoastră, în toți anii s-a dezăpezit și noaptea, în funcție de condițiile meteorologice. Și noaptea, la 3, la 4, și-o lăsa mașina în drum. Păcat că șeful poliției locale i-a spus să dirigeze pentru altcineva și să fie aici. Și dumneavoastră, domnul comandant, sunteți interimar șef de post, vă rog să fiți foarte atent la ceea ce spun, pentru că aveți și dumneavoastră atribuțiune în fișa postului de așa ceva. Deci nu se poate. Tehuitoare, alt exemplu, sunt curbe, iarna devin chiar deosebit de periculoase. Chiar deosebit de periculoase. Acolo circulă copii cu microbuze școlare. Acolo efectuează transportul în comun diferite firme. Deci nu se poate în momentul în care între proprietatea privată, deci gard și asfalt, trebuie să fie minim 1,5 m. Știți cât are o mașină? Are 1,45 m, 1,5 m o mașină lățimea și 4,60 m până în 5 m lungimea. Da? Bun. Dacă la ulița Țării contrești podul la Petrov, așa, pe partea stângă și pe partea dreaptă, în permanență sunt mașini. Vă întreb, cum poți să faci dezăpezire acolo? Vă întreb în situația în care li s-a pus în vedere în scris și-a luat angajament în scris că bagă mașina în curte. Că înțeleg, dacă ai venit de undeva, ai tras-o în fața porții, ți-ai rezolvat o problemă în casă, dar asta nu înseamnă că o ții și noaptea acolo, nu? O ții noaptea acolo. Ce faci? Încurci traficul rutier, participanță la trafic, mai bine zis, participanță la trafic, trebuie să dai prioritate față sau pentru circulația din sens invers, pentru faptul că omul nu vrea să-și bage mașina în curte. Din experiența pe care o am și circulați și dumneavoastră prin localitate, nu faptul că are o mașină la poartă, are trei. Și am să vă demonstrez cu poze. Dacă vine un prieten la el, ia patru. Dar trei a lui numai în stradă, în permanență, și zi și noapte. Oameni buni, îi cunosc pe toți. Toți sunt cetățenii comunei Dofteana. Toți sunt gospodari, toți au și o grădină lângă curtea lui. Are unde să-și creeze un loc de parcare. Nu se poate așa ceva. Să folosim domeniul public drept ca parcare. Păi domeniul public este de folosit pentru toți. Cât drept am eu, atât are și ceilalți. Fiecare participant la trafic are dreptul să circule pietonal, dar fiecare are dreptul să circule și cu mașină. Vă informez, nu v-am spus până astăzi, numai anul acesta în Dofteana s-a înregistrat 460 de mașini. Și când mai aveam înregistrate înainte, plus utilajele agricole, am ajuns la 2000. Depășim 2000 de autovehicule rutiere care circulă pe drumurile publice. Nu le mai spunem pe celelalte care vin din străinătate, vin în concedii, vin acasă, că toți vin. Așa. Nu mai vorbim și alte mașini care le tranzitează localitatea noastră. Vă întreb, dacă aceste 2000 de mașini, noi toți, le lăsăm la poartă și n-am nimic de obiectat, dacă este loc, Doamne ferește, n-am de obiectat nimic. Este loc, poți să se circul și două benzi de circulație, da. Dar în momentul când încurci o bandă de circulație, o parchezi pe banda de circulație și o parcare, știți ce înseamnă? Staționare, știți ce înseamnă, nu? Păi staționez 24 de ore sau se defectează mașina iarna și tu nu mai iei de acolo. Vă întreb, cum putem să circulăm ceilalți? De fiecare dată am făcut o statistică și m-am uitat. Câte persoane din localitatea Dofteana au fost duse la ambulatoriu, la urgență, la Onești sau la Comănești sau la Moinești cu mâna, cu piciorul și așa mai departe. Ei, puține. Motivul care este asta înseamnă se circulă cu mașini. Ei, dar dacă se circulă cu mașini, hai să circulăm în condiții bune. Toți o să mă întrebați și o să spuneți, domnule, nu s-o dat cu antiderapant. Ați văzut ce spune proiectul de hotărâre. Chiar dacă plouă, după ploaie ce înseamnă? Vine înghețul și trebuiește antiderapant imediat. Chiar dacă plouă, chiar dacă ninge sau nu, drumul trebuie să trece.
Bun, nu ne lasă nici ceilalți situații de urgență. Nimeni nu te întreabă dacă ai sau nu ai bani, să închei un contract. Nu, ești obligat să faci așa ceva. Deci să creezi condiții decente de trai unui cetățean să poată să meargă pe drumurile publice, nu? Atât cu mașina, ca și participant la trafic, cu orice ar fi. Om, mașină, drum. Asta înseamnă participant la trafic. Dacă noi ocupăm în Cucuieț, în centru, sau în altă parte, sau prin Ștefan Bamboia, rigora pietonală de scurgere a apelor pluviale, pietonală vorbesc, și tu tragi mașina pe ea, omul e obligat să o oprească. Altă situație, și nu bani niciun apropo. Din centru de aici, la actualul magazin Profi, pe pavajul pietonal. Bun. Oamenii buni, dacă parchezi mașina, lasă din poarta ta până în fața mașinii, până în botul. Băi, lasă un metru să poată circula. Să nu credeți că ne scot din la mine asta. Din discuțiile purtate cu cetățenii și dumneavoastră discutați cu ei, nu numai eu. Și dumneavoastră vă întâlniți în fiecare zi, poate mai mult decât mine, și vorbiți cu ei. Vă spune, domnule, dacă scrie pavaj pietonal, eu mă duc la piață pe drumul național și pavajul pietonal e ocupat de o mașină. Nu va niciun apropo. De mai multe mașini, la toți. Păi haideți să gândim așa. Din poartă din curtea dumneatașă până în DN12 există un pod de legătură, nu? Ocupăm podul ăla. Este adevărat. Păi da, lasă și un metru să poți treacă și un pietru, nu? Haideți să ne gândim și partea lor. Mai vine un prieten la tine, îi atrage azi, te rog frumos, lasă mașina un pic mai vârf. Hai să o lipim cât se poate în afara părții carosabile. Este sufocant să poți, vedeți și cu 2000 de mașini. Noi cu 2000 avem destule, oricum. Dar am făcut în București, am ajuns la 2 fără sfert și la 3 jumătate era la Ministerul Justiției. Greu, dar foarte greu. Deci în nebunești ca să poți să circul, să circul cum trebuie. Deci trebuie să, noi trebuie să luăm măsuri de siguranță noi. Nu am convocat Comitetul Local pentru situații de urgență, dar o să o convoc. Dar este clar, aparatul de specialitate, poliția, directorul de școli, care ei sunt aici, așa, fac parte din Comitetul Local pentru Situații de Urgență și am dreptul în calitate de președinte a Comitetului Local pentru Situații de Urgență să-i convoc ori de câte ori este nevoie. Nu v-am convocat, dar vă aduc la cunoștință, domnilor directori, să înțelegeți că așa se prognozează o iarnă destul de grea. Ori vă băga frica în noi, nimeni nu știe, dar vă rog să înțelegeți, toți trebuie să luăm măsuri de siguranță pentru siguranța cetățeanului. Motivul care este, când odată Ningai afară, vă rog foarte mult, toți auxiliarii de la școli să meargă cel puțin cu 2 ore mai înainte la școală pentru a debloca căile de acces, pentru a putea împrăștia cu antiderapant în panta un surcă și la Ștefan Vodă și la Dofteana la Scala Doghen, să poată intra microbuzul, să nu intre în coleziune, Doamne ferește, cu altcineva. Deci e clar. Și urmă dusă din stradă până la cancelare, până la clasa acolo să duc copiii. Din motivul ăsta v-am chemat. Din motivul ăsta am chemat și șeful de post, responsabilitatea, știți ce se întâmplă? Ca și primar trebuie să te ocupi de orice. Dar eu, la rândul meu, am dreptul să deleg sarcini pentru toți care sunt și participă la trafic, pentru cei care fac parte din Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Din motivul ăsta, dumneavoastră sunteți șef interimar de post, da. Și dacă sunt situații de urgență similare cum au fost la zilele Doftenei, deci avem niște obligații. Deci dacă nu știți, vă scot manualul primarului care se poate scoate de oriunde pe internet, îl studiem fiecare, că dăm manualul primarului și celelalte atribuțiuni a celorlalte persoane care trebuie să participe, să salvăm populația în primul rând. Vedeți ce se întâmplă. Problema numărul 2 care vreau să vă aduc la cunoștință. Ne-a venit o ordine a prefectului județului Bacău, numai la noi, în toată țara, în care permite și cu permisiunea ordinului prefectului să defișați nucii. Deci până acum era interzis să tai nucul. Ei, acum au venit prin ordinul prefectului să poate tăia nucul. Deci acești nuci, ei cresc la o înălțime destul de mare în grădina omului, în momentul când îl răsădește, el este mic, dar în momentul când l-au crescut, prezintă un adevărat pericol public, nu numai pentru tine, pentru casa ta, pentru mașina ta, pentru copilul tău, pentru că ei sunt foarte fragili și la un vânt, ați văzut ce s-a întâmplat la familia Matei, l-au ridicat pe sus și l-au dus vreo 5 metri. Vezi ce se întâmplă? În condiții în care am atras atenția altă dată ca să-și o taie. Așa. Deci, să le spuneți oamenilor, aveți discuții, aveți program de audiență, vă întâlniți cu ei de fiecare dată, deci să-și defiteze atât pomii fructiferi, cât și acei copaci care prezintă un adevărat pericol public.
El poate să vină în drumul național, el poate să vină pe rețeaua de înaltă tensiune, el poate să vină pe casă și așa mai departe. Aș continua. Faptul că avem un reprezentant al CRAB-ului aici, consilierul nostru Bobo, din discuțiile purtate în iarna anului 2016-2017, am avut foarte multe rețele de apă înghețate, știți destul de bine, care din cauza noastră, administratul, de care o administrăm, a beneficiarului, mai bine zis, să mă înțelegeți toți, deci, o înghețat căminul de apă și o plecat pe coloană și apoi s-o lua și dreptul duși tu numai apă. Din motivul că acel om nu a vrut să-și izoleze. Efectiv, nu vrea să-și izoleze. Și după aia sună. Dom'le, ați montat conducta prea deasupra. Nu-i la limita înghețului și așa mai departe. Când ne-am făcut sondaje, apa, de când băgăm noi apă, din anul 2008 și sunt la conducere, peste 90. Deci cât încape brațul la bulb de excavator? Peste 90. Dar depinde și de sol. Dacă e cu pietriș, vă dați seama că înghețul se duce și până la rețea, până la urmă. Dar omul trebuie să-și ia măsuri să-și izoleze. Izolația se poate face și cu bălegar de graș, cum o făceam noi dată, se poate face și cu bată minerală, se poate face și cu bată de sticlă și așa mai departe. Deci, profităm de ocazia faptului că sunt două posturi televiziunii care ne filmează și dumneavoastră vă rog să luați de seamă ceea ce vă spun eu și să le duceți la cunoștință tuturor că nu rămân numai eu fără apă, toți rămânem fără apă în situația în care ei nu-și izolează. Merg mai departe. V-am spus despre toaletarea copacilor. Noi pe domeniul public ne-am apucat de toaletat. Am început cu cucuiețul. Mi s-a atras atenția de către cetățenii din satul Cucuieț, de acolo, de la Mihai Ignat, așa zis părăul la Zorliu, cei care sunt. O să informăm pe cei de la Ion, vin și scoate curentul și fără niciun fel de comentarii dăm totul jos. Deci dăm totul jos. Noi ne-am atras atenția în baza unei adrese făcute, ne-am adresat unelor în mod respectos să-și taie ei. Ei, în situația în care nu doresc să-i taie, ne ducem și dăm noi jos. Dar în momentul când ne-am dat noi jos, luăm noi și trupul. Păi, eu care în curte și cel mai pașul reprezentări, nu pot. Nu am când. Așa. Da. Aș vrea la fel. Curățatul șanțurilor. Mă uit aici vis-a-vis de Vlad Lăzărescu. Drumul este județean. Partea cealaltă, niciodată, niciodată, în fiecare an, trebuie să ne ducem noi să o curățăm. Nu mai vorbim de la Vasilii Zis Ghebuță, care refuză orice fel de colaborare. Așa? Și nici n-ai pui să-i dai amenzi, pentru că el, una, că nu îi plătești și nici nu muncești, ca să zici că ai de undeva, ne-am înregistrat, avem peste 15 miliarde de amenzi care nu sunt încasate și trebuie încasate până la sfârșitul anului. Așa. Deci să-și disfunde fiecare dintre noi șanțurile, iar în situația în care cineva dorește să folosească domeniul public, cei care ați fost pe osoi în ultimul timp, acum cineva și-a făcut o rampă de urcare în curte, dacă vine o mașină de pompieri, el a făcut rampa respectivă în domeniul public vreo 2 metri și ceva, din coace de poartă. Atrag atenția tuturor că pe toate le stricăm. Iar cine vrea să-și facă un canal, un șanț, un podeț la poartă, cum am făcut acolo, pe la Sandu Bucăl, pe la colegul nostru și pe părțile celelalte, am dat atunci o dispoziție în care am stabilit 1:1, un metru lățime, un metru înălțime. Dacă are un metru lățime, un metru înălțime, se pot scurge apele pluviale în bună regulă și poți să-l și întreții și să-l și curăți, să fie clar. Nu ieșim, facem aici pe lângă Vlad Lăzărescu, turnăm niște beton să putem intra cu mașina în curte. Când vine apa, o deviază pe drumul județean și devine un patinoar iarnă. Deci e clar. Fiecare, băi, vreau să-mi fac un șanț, un podeț, mă duc la primărie, băi, ce model? Trebuie să existe. Este un model în baza legii 50.991, care sunt niște standarde ce ele trebuie respectate. Partea cealaltă, ce mi s-a atras atenția astăzi la ședința de la Centrul Zonal Bacău. Curățatul coșurilor de fum. Cu un an în urmă am curățat coșurile de fum gratuit, de două ori. Atât la instituții, la instituții din câte cunosc ați și plătit, dar la persoane fizice, la câte persoane dau? 173 de persoane. N-am vorbit într-un ceas rău acum, odată cu venirea frigului, nu prea am avut probleme, pentru că șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență, interia, îi strigă la poartă, le ia scris și așa mai departe, le pune în vedere să-și curăță coșurile de fum, fiecare. Ei, deplasându-ne la un incendiu de felul ăsta, să știți că sunt consumuri. Duminică am avut incendiu la Cucuieț.
Da, mașina se deplasează acolo, vine ofițerul de serviciu, stă la telefon aici, ofițerul de serviciu a doua zi are pretenții și are și dreptate, trebuie să-i dai o zi liberă, omul vine din ziua lui liberă și o stă la telefon, pentru faptul că cineva o incendiat Miriște și de la Miriște o lua foc gardul, nu știu cui, iar noi aici, când luăm o taxă de taxa PSI, vin oamenii și spun, doamne, dar eu sunt în străinătate sau eu deci, pentru ce să o plătesc? Păi dumneata ești în străinătate, dar uite, vecinul e neglijent, face un foc și ți-arde și casa mea ta. Cu ce să mă deplasez acolo? În baza ordinului 96, care se încheie la 31 decembrie 2017, prevede destul de clar. Serviciul voluntar pentru situații de urgență, dacă ai depășit 4.000 de locuitări, trebuie două autospeciale să poți intervii în cel mai scurt timp. Ori noi, măcar asta s-o putem întreține și să ne putem deplasa cât se poate de repede. Dar acolo când s-o deplasat, merg niște oameni care ei trebuie instruiți, trebuie să aibă echipamentul necesar, trebuie să aibă asigurare pe viață, nu duce omul la incendiu și el are asigurare, să întâmplă altceva, iar eu în calitate de reprezentant legal răspund pentru așa ceva. Deci, taxa de PSI se reflectă într-o realitate care este strict necesară. Deci, trebuie să-i cumpăr omului echipament, trebuie să-i cumpăr omului motorină să poată deplasa până acolo, mașina trebuie reparată, mașina trebuie să aibă cauciucuri de vară, cauciucuri de iarnă, trebuie să aibă să aibă licență pe ea, tot absolut. Tot strictul necesar. Și se reflectă aceasta, se motivează discul de bine. Deci cu incendierea Miriștilor, oamenii, am o problemă de umblă pe toate dealurile. Peste 90% din terenurile extraveleane, mă refer în pășune, fânețe, nu sunt posibile. Care vreți să vă convingeți, puteți să mergeți oriunde. Puteți să mergeți oriunde. Foarte mulți dintre ei care dețin suprafețe mari, ia și bani de la apie. Nu mulți, foarte mulți. Ele sunt neglijite. Le faci vara cu ele, dar oaia în iarbă mare mănâncă numai ce iese de jos. Așa. Cei care aveți animale și ați crescut sau ați păzut animale, știți că oaia mănâncă la bătătoră, nu în iarbă de 50 cm. Și rămân. Ei, ca să poată să motiveze în fața celor de la apie, incendiază suprafața. Uitați-vă la rânca. Săptămâna asta, cealaltă, îi dă foc, 100%. Și dacă sunt întins dintr-un loc, va arde peste totul. Înțelegeți? Ori devine putincios la câteva hectare din Miriște, care este autoincendiată de un om care este inconștient. Deci incendierea se face numai cu aprobare și supravegheată. Așa prevede legea. Și este și normal. Poți să te aprinzi că acum persoanele din localitatea noastră, nu numai, au mare majoritate o vârstă. Cei tineri sunt la muncă plecați, ceilalți care sunt și au vârstă sunt pensionari și cu aia nu poți să stingi hectare întregi de Miriște. Deci vă recomand, dacă puteți să ne sprijiniți să-i identificăm pe acei care fac așa ceva. Vă spun sigur, pe dealul nu se duc multe, două, trei persoane, marea majoritate. Dacă te duci pe deal, mergi singur, nu te întâlnești cu mulți. Așa. Ei, ăla care s-a dus, s-a dus cu gândul ăla. Vă rog frumos să-i identificăm de așa natură, ca noi ne-am dus până pe Răcătău, în fundul Răcătăului la Cucuieț, la Drăcoaia, ca să putem să strângem gardul și ce mai avea omul acolo. Așa. Deci, în situația în care nu ajungeam la timp, se putea incendia mult mai mult și mai avea un pic să ducea la pădure. Și este foarte greu că a spus să strângi și pădurea, pentru că nu ai mijloacele necesare. Vedeți, peste totul incendiile predomină și incendiile consumă vieți omenești. Peste totul, inclusiv, se consumă și bani din buget. Sper, dacă o să vă am altceva de spus, o să vă mai aduc la cunoștință pe parcursul discuției noastre. Dar vă aștept pe dumneavoastră dacă vreți să ne aduceți sau aveți de adus pe masă proiecte care ar putea să îmbunătățească viața cetățeanului. Ce măsură, domnul primar, pune minge cu parcările de la... Da. Deci numai la intrare spre Larga, trebuie să mă oprești ca la Sebacor, până începând de aici, de la Potrașa. Domnul Văzirea, aia nu-i parcare. Aia este staționare. Staționare. Și eu liber. Da? Știm ce înseamnă parcarea, știm ce înseamnă staționare. Deci el staționează timp de 24 de ore, dacă e liber la serviciu 2-3 zile sau o săptămână, el nu iasă. Aici sunt chiar și de vânzare. Ei, sigur că da, așa este. Bun.
Încă o dată repede, dacă are trei mașini pe toate le ține în drum și curtea lui este liberă, curată, măturată, scos frunza, are pavele, are beton, are alei pietonală, are spațiu verde. Eu vă spun clar, o să facem comisii, șeful poliției locale, am avut o discuție cu el. Și-o spus, domnul primar, există cadrul legal pentru a putea să luăm măsuri, nu trebuie să mai dăm o hotărâre a Consiliului Local. Deci nu se poate așa ceva. Deci nu se poate. Iar partea aialaltă, vă rog frumos că dintre dumneavoastră mi-ați mai adus mie la cunoștință niște lucruri. Cândva. Și nu odată. Domnul primar, la Comănești, de ce-i prețul la apă atât și nu e atât? Și am să vă spun, chiar domnul Dizdrobitu. Domnul Dizdrobitu, vă întreb eu, dar la Comănești de ce se plătește taxă de parcare? E, vă gândiți dumneavoastră la un proiect de hotărâre până la susținerea locală? Nu, hotărârii Consiliului Local. Corect. Așa. Am și noi. Așa, domnul. Corect. Deci vom plăti, acum vorbim, la Dumitriu, la magazin, staționarea interzisă, domnul Dăbuc, da? Bun. Fiind staționarea interzisă, întrebarea mea este așa, cât e sancțiunea ați dat acolo? Deci ei, ce fac? Fac autostop acolo. Mai vine un om cu o căruță de ciocane, oprește să bei o bere, și încă câteva mașini acolo, în fața troiță, și nu cred că e normal. Păi dacă îi opri tu, păi un om, opri. Dar el vine și din altă parte, face autostop, face ocazia, și știu că o să mă întrebați, spuneți-și, domnule, dar de ce îi lasă? Păi de ce îi lasă? Patru persoane de aici, de la noi, li s-a întocmit dosar penal, domnul Tăbuc știi, și au fost achitați. Pentru că nu era cadrul legal. Înțelegeți? Au fost achitați. Pentru faptul că făcea ocazia ilegal. Le-au făcut dosare și au fost achitați tot spate. În condițiile astea, trebuie să luate măsuri cei care nu respectă indicatoarele rutierei, oprirea și staționarea. Dar, Sorina, ai venit un pic mai târziu. Problema este în felul următor. Deci nu vreau și opinia consilierilor cred că sunt în asentimentul meu. Spațiu public ocupat prin staționarea autovehiculelor rutiere și în curtea lui să fie liber. Acolo unde se poate. Dar dacă vii la Dofteana, este loc în la piață, poți să parchezi 100 de mașini. Se poate. Și pe față, și pe spate, și în spatele gării, și între poliții, și boli. Se poate. Dar nu. Toți vrem ca să le parcăm în față la central, toți vrem ca să le parcăm pe spațiu public și mai vine autobuzul cu croitoresă și s-o bloca circulația în centrul Dofteana. Nu? Bun. Noi am făcut o adresă scrisă la drumurile județene să ne sprijin să punem indicatorul oprirea interzisă aici la central. Pentru că înțeleg, toți și-au făcut o afacere și desfășoară activitate economică. Dar așa și-au făcut și mare din supermarketuri, dar prima dată și-au luat teren de parcare. Nu putem în felul ăsta. La toate magazine, că s-au blocat circulația automat. Când ieșim acum la ora 4:30, vedeți dumneavoastră, dacă a venit autobuzul de acolo, oprește chiar pe interzis acolo, au venit oameni la serie și o vădesc și eu, cu ei trebuie să-și cumpere ceva și s-au blocat circulația. Bun, la cine se referă? Care aveți stații pe mașină, așa, și mai merge și se ca să vedeți pe cine înjură primarul. Când te duci la podul Iloaie, mă duc la Iași, fac Iașul permanent, treci eu piață acolo la podul Iloaie, înainte de a ajunge la Iași, înjură pe cine? Înjură pe cel ce conduce. Dar să știți că nu conduc numai eu. Conduc și cu Consiliul Local, care este legislativ, nu? Vorbește la Unești de drumul care nu-l faci. Tot pe primar dă drumul la statetiu și nu-l faci 20 de ani, nu-l faci. Lumea nu știe. Așa este. Așa este. Și poate areși dreptate. Dar nu mai comentez eu despre așa ceva. Așa. Deci, în condițiile astea, vă rog să acordați sprijinul, să pot să fac ceva. Așa. I-am chemat omenește, pentru că toți sunt cetățeni acolo în Dofteana. Băi, oameni, nu mai lasa mașina la poartă. Te-am înțeles, odată, de două. Dar nu se poate. Nu se poate. Dacă ai trei mașini, patru mașini, toate în drum. Dacă ai loc, nu are nimic împotrivă. Dar nu bloca un sens de circulație. Am turnat betoane acum pe Seaga, în care în fiecare zi am fost acolo. Domnul diaconul, consilierul știu. Așa. Chiar, nu contează, Nelu Poncariu, în fiecare zi, omul tăia la gate, s-o făcea ce făcea, a venit cifaronul cu beton, a agățat cifaronul cu beton la Vasile diaconul, zis cârjă, un mărim care îl are, l-a agățat cu scara aia de sus, cu tulumba aia lui, ăsta la altul era cu mașina parcată în fiecare zi. M-am dus și mi-a venit, am strigat la poartă, te rog frumos, ia-ți mașina. Oare n-avea loc în curte? Băi, măcar cât toarnă ăștia beton? Măcar atât, dar cât toarnă ăștia beton, nu? Oare n-avea loc în curte? Nu se poate. Deci, poliția, vă rog foarte mult să vă faceți treaba. Domnul Dăbuc, văd că faceți patrulă cu jandarmeria.
Asta este un lucru foarte bun. Cu colegii dumneavoastră de la celelalte posturi de poliție trebuie totuși pulverești, pentru că am fost informat. Bine, în afară de faptul că găsiți niște oameni care vin cu lemne, dar lemne alea ați muncit, vă spun sigur, îți plătiți de 1000 de ori, să-i dați 2000 de lei unui om cu o căruță de hreșcuri, cum ați dat acum după două săptămâni, nu dumneavoastră, jandarmii, o căruță de hreșcuri. Așa? 2000 de lei. Și nu vă luați de unul care parchează neregulamentar. Ăla care a venit cu căruța de lemne și i s-a dat 20 de milioane, ăla nu se duce în pădure fără să știe un pădurar. O trec cu moda aia că pădeai pădurarul când îi la o bere și te duci tai lemne. S-a terminat. Bun. Ei, ca să aibă și ei o constatare, vedeți că mă sună de la... Să aibă și ei o constatare, îi dă 20 de milioane unei amără de asta. A venit... Plângea de alu ferestroară pe Valea Câmpului, care zicea numai cu cai, căluță și muncesc cu oamenii aia. N-am zis eu de care. Așa, din asta trebuie. Bun. I-a dat 20 milioane, vă rog să mă înțelegeți, a spus domnul primar, toată vara n-am făcut 20 milioane să rămâi în industrie. Ei, eu vă rog frumos și de colegii dumneavoastră, sunt și alte lucruri în localitatea noastră care puteți să vă luați de ei. Parcările neregulamentare în primul rând. În primul rând. Staționările în al doilea rând. Iar cu lemnele, ce am spus, nu mai are rost ca să mai repet. Da, am făcut o paranteză. De la canalizare, nu? Știu, de la București. Da. Spune. Prima, vreau să completăm ceva eu cu parcarea. Tot ați vorbit de parcare și asta. Este terenul ăsta liber în fața la, de la chioșcul Basilicul Cristea până la doamna Valentina acolo. E pragul la asfalt, e mare, e enorm de mare, nu se pot, mă rog, o mașină două, dacă s-o băgat acolo, altă nu mai intre. E un teren foarte mult, acolo merge 10 mașini, cred că acolo. Dar amenajată parcarea și pavat. Dacă s-ar putea, ar fi perfect. Acolo scutim da. Din aglomerația, din fața dus, centralului și tot ce mai e acolo, acolo ar merge foarte mult. Dar dau un policei. Deci și acolo ar fi am perfect. Dus piatră concasată și acolo, dar cu piatră concasată nu se rezolvă situația. Nu. Bun. Acolo lățimea drumului și numai acolo. Lățimea drumului în partea dreaptă drumului naționale m-au 1,70 m. Cum e la piață, e 1,75 m. Cam așa m-au ei și după aia avem noi dreptul ăsta. Înțelegeți? Deci 1,70 m din marginea asfaltului, împreună cu acostamentul și până în partea altă, au ei 1,70 m, care nu și amenajează. Bun. Ce pot să vă spun? Că nu promit nimic. Decât atât, anul ăsta nu am cum să o fac. De când nu am cu piatră concasată. La primăvară. Bun. Haideți să vă spun. Oamenii au observat lucrurile astea. Piuriță la familia Gârbu, înainte de a trece podul, la Isaac, în stânga, au venit oameni, domnule, nu intră mașina de gunoi, pentru că este un prag mare. Bun, am turnat acolo. Bun. Partea care duce la Ionică, Vasilică, la piață. Domnule, e un prag mare, au venit părinții, nu pot ieși, am turnat și acolo. Au venit vecinii noștri de aici, dincolo podul, pe dreapta. Acolo. Am turnat și acolo. Acum au venit ceilalți, cu un cobor la Ghiță Vulpi. Domnul primar, nu putem ieși. Bun. Turnăm numai intrări, ieșiri și dacă ai făcut intrare și ieșiri, trebuie să pui și fier beton pentru că arunică pe timp de iarnă, chiar dacă este și animal și cal arunică acolo și cei care vin cu alte atelaje sau utilaje și trebuie să le facem. Deci când le facem, le facem cum trebuie. Dar aici, la Valentina, este un lucru strict necesar care trebuiește făcut, dar aș vrea să mă abțin să vorbesc decât în momentul când vin cu un proiect de hotărâre ca să-l fac cum trebuie, că terenul respectiv de acolo, inclusiv cel din fața blocului, și astăzi, la ora actuală, înainte de a intra în ședință, nu mi-a ieșit cadastrele pentru inventarierea domeniului public, nici astăzi. A intervenit oficiul de cadastru și au trebuit făcute niște modificări în cadastrele respective, deci niște cadastre care au ieșit de peste limita de 5 plus minus 5%, s-au făcut niște modificări, acum ultima avizare trebuia să o am vineri. Astăzi încă nu a apărut și atunci când sunt stăpân, vorbesc altfel. Înțelegeți? Da, mai departe. Vorba de cucuieță, e vorba de spriminic la mine băteața, apropo, cu mașină la poartă. Eu având configurația terenului în așa fel, mai mult de două mașini nu intră în curte. Iar pe timpul iernii, să spun orice consilier sau orice cetățean care a trecut la poartă, eu am curățat toată zăpada. Deci avea unii parca o mașină până în gard, nu era praf de zăpadă, nici aia care împingea buldozerul și nici aia care era în stradă. O luam toată și o deam în grădină. Deci aveam unii să staționez o mașină lângă mea să poată să treacă, că n-am unii să bag. N-am unii să le bag. Deci două mașini, mai ales pe timp de iarnă, nu pot ieși. Se întâmplă ceva, nu pot ieși, că am o pantă care e mare acolo. Așa e configurația terenului și se opă să o fac acasă.
Deci asta vă spun, deci n-am unii băgat două mașini. Domnul Băsescu, eu nu vă bat apropo, eu am spus de Cucuieți, așa, eu am știut pe partea stângă pe huitoare, și știu pe eu. Pe huitoare. Acolo, iau de rest, la mine e linii continui. Nu, nu, nu e linii continui. Nu e linii continui, la mine e drept să vedi, acolo eu curba, aveți dreptate. Știți ce se întâmplă? Drumul la dumneavoastră are 4 metri. Da. Drumul de colățime de 4 metri în conformitate cu proiectările nu se face marcaj pe mijloc, ci pe margini. Așa prevede legea. La dumneavoastră nu există linii continuă. Punct. Drumul este în administrarea unității administrative teritoriale. De la vale de dumneavoastră Foca și vecinii ceilalți le are în stradă? Da. Bun. Dumneavoastră aveți 3-4 mașini în stradă, inclusiv ieri? 4 nu. Deci, obi cineva la mine, poate. Dom'le, ieri erau 3 mașini în stradă. Obi cineva, obi cineva. Păi și ce spuneți dumneavoastră, că iarna eu le dau și dau zăpadă? Nu, iarna nu există zăpadă în direcția mea. Uitați despre ce este. Eu nu am treabă cu dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să respectați legea chiar dacă sunteți consilier. Nu, eu respect legea, dar este normal, dacă n-ai cum să bagi o mașină, o pun în cap. Da, unde, și cine vă dă dreptul să o țineți în drum? Da, ca să o ocolească microbuzele? Dar unde ți-o luați? Nu, păi de unde? Nu e în stradă. Păi da, și dacă eu mai mult de două mașini în cap, în cap, în curte, un Dar poate dumneavoastră dați venit-o. Băi, nu, le țin tot de bază. Dar dacă dumneavoastră ții un tractor, unde îl ții? Tot în drum? Tractorul ții la fermă, dacă domnul consilier, eu vă spun, n-am nimic cu dumneavoastră în mod personal, dar... Domnule, nu că n-aveți nimic, aveți. Nimic... La băiate vă renunțați, ați refuzat și semnați un consilier medical care are dreptul, că nu v-a anunțat dumneavoastră primul. Nimeni nu, mai este, nu este mai presus decât legea. Corect. Deci dumneavoastră discutați de băiat, băiatul este major, are 30 de ani are și poate să descurci. Știți că ți-o să-i stat aseară când o primit informația că eu venit pe să-l sancționez iar la spital la comuneta doamna Căbaru. În consiliul local se discută... Îți diversi, domnul primar, îți diversi și trebuie discutat. Da, foarte bine. Deci spuneți-l la oameni. Deci băiatul dumneavoastră este în concediu medical și este polițist local, da? Bun. Și în lege prevede în felul următor, când ești în concediu medical, anunți șeful ierarhic superior. Băiatul dumneavoastră m-a anunțat. Și eu cer scuze la dumneavoastră prima dată. Domnule, eu vreau să vă întreb, apoi medical, m-a sunat pe mine cineva? Da, a sunat șeful lui, ce spune? Domnule, cine este șeful, în baza legii 155/2010, cine este șeful ierarhic superior poliției locale? Răspundeți. Dumneavoastră sunteți, dar primul șef al lui este Surica. Eu nu am primit niciun telefon. Pe rubrica concediului medical scrie acolo, scrie destul de clar dacă ați citit, motivul refuzului de a semna. Și eu am pus motivul refuzului de a semna, de ce? Nu am fost informat de către funcționarul public. Ce vreți să vă spun? Nimeni nu este mai presus decât legea, am pus punct de scurt. Am terminat. Atât. Altcineva. Da, domnule de acolo. Hai să ne gândim atunci care n-au unii parcat în propria lor gospodărie sau cum zice domnul consilier. Să facem niște locuri de parcare, ca la oraș, cu abonament, domnule, plătite. N-ai posibilitatea unde acasă să ai... Unde poate găsim niște teritoriul public, eu știu. Deci când, când ridicați o problemă, prima trebuie să vă gândiți. Spuneți-și mie unde. Vă spune, domnule, uite că am acolo arhiv. Păi trebuie să identificăm. Deci identificăm niște locuri mai virani, unde se poate amenaja... Domnule, haideți să vă spun. Și cu ce ne facem? Păi o să fie cu abonament, domnule, cu plată. Domnule, de acolo, haideți să vă spun un lucru. Eu am fost la dumneavoastră la poartă și v-am chemat și aici de câteva ori să cedați cu bani o suprafață de teren să facem o biserică. Și spuneți-le consilierul câți bani mi-ați cerut prăjură. Păi cât mi-ați zis dumneavoastră? Hai spuneți, domnul, am dat câte ați dat la doamna Valentina, 80 de milioane pe prăjână. Da? Și cât am lăsat? Spuneți, ce ați lăsat? Eu v-am oferit, domnule, mai mult de 3.000 de lei, de 30 de milioane, nu pot să vă dau. Da. Dumneavoastră mi-ați cerut 80 de milioane și acum spuneți, fac parcare cu abonament în Doftena? Dom'le, vă rog să vă gândiți. Uitați, ieri am avut în această sală, o venit cineva să ne sponsorizeze cu 20.000 de euro. Înțelegeți? Școlile. Au fost toți directorii de școli. Da. Și au făcut un sondaj cu părinții, cu directorii de școli, cu preoții, cu toți factorii de conducere din localitate. Și ce credeți că au reieșit la copii? Toți vor ce? Teren de sport. Marea majoritate, teren de sport. Bun. Ăștia au spus, dom'le, noi amenajăm 2-3 terenuri de sport în valoarea asta de 20.000 de euro, să zicem așa. Bine, eu am intervenit și am spus, aveți curaj să omologați un teren de sport cu asfalt sau cu beton turnat pe el, cine de lumea lui ia-ți? Dacă ai căzut cu cotul, ai rămas distrus, te-ai dus cu capul sau un copil și-o rupt dantura și așa mai departe. Haideți să nu vorbim înainte de a ne gândi și de a studia legea. Nu? Păi dar dumneavoastră, este foarte simplu ca să apar pe televizor și să spun așa, domnule, acolo, haideți să facem în centrul Dofteana o parcare. Uitați, primăria Dofteana o făcut la piață. Da?
Primăria Dofteană a făcut în fața instituției, și dacă vă amintiți, înainte de anul 2008, curgea niște apă pe aici. Bun? Am făcut. Am făcut la școală la Hăghea. Am avut loc, nu? Am făcut la școală la Dofteană prin înfundarea unei fântâni de apă potabilă. Am făcut. Haideți, veniți dumneavoastră cu o propunere. Eu vreau să fac, și v-am mai spus, o mare parcare la Biserica 2 Dofteana, ca să asfaltez de la Cocriș încoace, și haideți să vă văd dacă dumneavoastră faceți o donație. E 2000 de metri pătrați cât aveți de elen acolo. Haideți, domnule, rog. Da, o să facem, dacă e nevoie. Vreau să văd, dar acum ați propus. Haideți să facem. Da, vreau să vă văd în Consiliul Local, cum spuneți așa, eu donez 2000 de metri pătrați Bisericii 2 Dofteana, Parohiei 2 Dofteana, așa să spuneți dumneavoastră, să fac o parcare. Cu condiția să încasez taxele. Păi nu, dar asta nu a spus, că vrea să vândă pe rețele de cimine. Și eu ne donează, vă asigur că eu cunosc materialul, știți? Când am venit aici, am venit așa. Eu vreau să donez, dar eu vreau să încasez cât încasează popa. Ați spus așa? Dar dumneavoastră a spus așa prima dată și vă rog să recunoașteți. Mi-a zis așa, domnul de acolo. Îi interesează din comună cu cât să vinde cel mai bun loc de casă din teritoriul comunii. Da. Corect. Și lângă mine s-o văd cu 60 de milioane în grăjina. Eu am lăsat la 50 și nu a fost zis. Unii lângă dumneavoastră? Lângă mine acasă, unde stau eu. Nu de fiecare dată. A spus dumneavoastră așa, recunoașteți. A spus așa. Am spus probabil. Așa. Da. Bun. S-o vândut cu 50 de milioane. Mi-aduce și mie acolo? Sau nu dați numai numărul actului și mai interesezi la notariat? Păi da, doamna lucrează aici, e femeie de serviciu, doamna Dita. O vândut ea? Da. Bun, mâine veniți până în coace să verificăm acolo. Nu știu, păi ea și-au spus în casă, așa e din ea. Pe vorbe, bun. Dar n-are rost ca să discutăm. Noi am dat la biserică poate mai mult. Dar acolo era altă categorie de folosință a terenului, cu ieșire la drum, ca să putem face o biserică, în baza unui raport de expertiză și evaluare, și l-am comparat, cum știți, cu 1 miliard suprafața de teren care am făcut două acte cu el. Dar n-are rost. Continuați situația asta, să facem locuri de parcare, nu? În comuna Dofteana, cu plată, nu? Asta ați propus dumneavoastră. Acum. Acum, nu am urmărit, doamnă, care n-are loc acasă. Nu trebuie să-și lese mașina undeva. Bine, doamne, nu am de obiectat nimic. E principiul ăsta. Acolo o plătește la oraș? Dar bineînțeles. Dar dumneavoastră, dacă n-aveți unde o băga, sau colegul nostru, dacă n-are unde o băga la cuieț, eu las parcarea de la piață, mai puțin marța, gratuit. O lasă colegul dumneavoastră sau cineva? O lasă. Hai să nu vorbim așa înainte de a ne gândi. Mai departe, continuăm. Da, domnule. Așa cum ați afirmat și dumneavoastră, astăzi s-au încheiat lucrările la rigol de pe strada Seata. Aș vrea să aduc la cunoștința colegilor mei faptul că de data asta au lucrat o echipă serioasă care au făcut o treabă de responsabilitate. Deci oameni responsabili care și-au făcut lucrarea așa cum trebuie. Am fost pe teren, inclusiv astăzi, și sunt câteva intrări la anumite drumuri vicinale care n-au fost betonate de echipa anterioară. Aici, pe partea pe care a lucrat echipa de la Rom Constructor, au rămas doar ulița de la Preda Vasile acolo, dar deja ei au săpat. La care Preda? Aici la inginerul Ciocat de acolo. Care... Da. Deci intrarea la podea. Știți da, care nu o face, vă spun eu. Da. Nu o face pe cea de la Dănuț Bobor. Dănuț Bobor. Pentru că era în proiectul care a fost înainte. Da, da. Și ei când s-o la bani, s-o oprit acolo. Dar o facem noi. Și mai e o intrare la Dogaru Ana acolo și la Uglea Vasile. La ăsta la Uglea Vasile nu i-a făcut nici la poartă până în podeț. Cum n-au terminat. Deci astăzi, ieri am vorbit. Nu, dar e pe partea cealaltă, de la fosta echipă de lucru. Așa. De asemenea, am fost în sector pe drumuri și unele dintre ele ar mai necesita o anumită reabilitare, adică a dus piatra contrasată. Eu am făcut un referator. Unde? Poftim? Unde? Aici, la drumul la Bucuri Gheorghe, la Procurorul, pe uliță, spre Amatioaie, acolo. La Hârbu Culiță, de la Taraș, spre Poarta Țărnei, iar e dificilă. Azi chiar am venit pe acolo. Dacă ieșim
din licitații în iarna asta, la primăvară sau anul viitor ar trebui timpul să le asfalt, așa ar trebui. Dar acum să punem piatră concasată, că ați văzut, mai avem un stoc la gară, îl ducem și poate peste o săptămână îl împinge cu bulgă, excavatorul dăm departe. Dar în zonele unde sunt gropi mari și ele sunt impracticabile și în condițiile astea pun în pericol, e clar, pun în pericol autovehicul rutier, acolo unde este nevoie, ducem. Azi l-a dus la larga? Da. Am vorbit cu Cezar, cred că pe mâine. Scuzați. Deci eu am făcut un referat, o să-l depun să-l înregistrez cu toate drumurile astea de pe sectorul nostru. De acolo, da. 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 Asta am înregistrat. O singură problemă, scuzați. Aceeași problemă. Dar la Vasile de acolo, la vecinul dumneavoastră, zâscârși, nu trebuie tăia mării. Trebuie, îl dăm jos. Deci no? Liniile toate de tensiune trece prin mijlocul lor. O agățat și cifaronul tot absolut. Da. Mi-am cerut acordul, omul să este de acord. Și o să-l toaletăm. Eu, la de la el, oricum am obținut o performanță, că și-o curăța sub podeț acolo și-o făcut lună și vechi. Începem cu data de mâine. Și încep majoritatea așa curățat. Beneficiarii legii 416 încep să-și facă numărul de ori. Sub traversările, acolo unde trece fi la sub traversări, la ulițele mari, cum e la Tăciui și în altă părți, sau dincolo vis-a-vis de Cristi de Zero, noi dăm afară capacele deasupra și curățăm cu oamenii noștri și transportăm totodată și aluviunile crescute. Dar oamenii trebuie să ies și în dreptul gospodărilor, majoritatea așa au curățat. Da, am văzut, am văzut. Da. Așa. O altă problemă, că tot a spus de parcare, de... Avem și noi probleme dimineața, în special la școală, să vedeți ce e acolo când vin părinții să-și aducă copiii, profesorii să parcheze și cei care sunt în pericol sunt copiii la traversare. Nu știu, ar trebui să gândim o posibilitate de, cum să, de supraveghere a copiilor în momentul traversării înainte de a se întâmpla ceva. Este o idee. Înainte erau anumite lucruri. Repet, drumul este, și nu e o scuză, drumul este drum județean. Doamna viceprimară are mai bine de 30 de zile de când a făcut o adresă la drumul județenii să vină să facă marcajul. Deci dacă în fața școlii ne apucăm noi să vopsăm trecerii de pieton și doamne, trebuie să întâmplat un accident, copilul trece, dar cine participă la, doamne ferești, la acel accident, n-are nicio responsabilitate pentru că acolo trebuie să ai presemnalizare trecerii de pieton, trecerii de pietoni, mă refer la indicatoare, și apoi zebra, marcajul. Așa prevede legea, nu? Exact. Dacă ne apucăm să facem marcajul pe unii duce capul noi, ăla nu are responsabilitate conducătorul la auto. Nu. Când s-a uitat, că ei știu unde are. Și am făcut mai bine de luni de zile și uite că nu vine nimeni. Am făcut iarăși cu adresă scris să ne comunice și nouă cine sunt sau cine este acea firmă care o să dezăpezească din centrul atent pe DJ-116 până la parcul dendrologic, pentru că noi degeaba dezăpezești Ștefan Vodă, Seaca, Hăgheacu pe toate ulițele, că ne-ai venit, vin de da mai zapadă aici și nu se poate. Deci noi prima trebuie să facem dimineața fiesta, la 4 după aia ceva. Eu aș face apel și la părinții care își transportă copiii la școală, se poate opri puțin mai jos de școală sau puțin mai sus de școală, ca să nu aglomerăm acolo traversarea. Da, tot noi, știți, nu erați consilier, am luat hotărârea să facem acea parcare. Motivul care a fost și este și lor actual. Deci în momentul când ai parcare este una, dar dacă le mai dădeam voie și cu mașini din curte, era mai teribil. Mai rău, da. Mai rău. Pentru că se poate întâmpla tot felul de accidente. Copiii fum. Asta discută cei care au venit ieri aici împreună cu directorul și lucrează la proiectul ăsta. Copilul trebuie, o să domnule, păi da, dați-ne materiale. Ce materiale? Bănci, cărți, caiete și așa mai departe. Și dumnealor știți ce răspuns au avut-o cu dumneavoastră. Noi nu vă facem teren de sport și vă cumpărăm cărți și caiete, dar energia ei, dacă nu și-o consumă, ei rupi caiete, îi strică băncile, dacă își consumă energia în curtea școlii, atunci ajung în clasă și au altă atitudine. Deci o gândire este de bună. Dar dacă ne-am luat de vorbă de școală, acum să vă spun un pic, am dat la asistență socială în lucru următoarele. Ieri s-a discutat, domnul director erau aici, s-a discutat domnul Pașu. A spus dumneavoastră lucrul ăsta. Domnule, la școală la Hăgheac s-au dat rechiziții gratuite în valoare de 20 de lei, 200 de mii, nu de fiecare copil. Peste 20 de lei. Peste. Și nu se duce nimeni să le ridice, pentru faptul că trebuie să vină la unitatea administrativă să scoată o adeverință, precum că are copii la școală. Motivul ca să nu se ducă să le ridice, au spus că nu le ridică, pentru că primăria nu le eliberează adeverință ca o datorie. Eu informez pe toți și pe dumneavoastră, am dat și la asistență socială. Nu are nicio legătură cel care are datorii cu emiterea unei adeverințe de rob.
Deci, cei de la asistență socială se vor prezenta la dumneavoastră când începeți și cursurile, se duce acasă la părinți și îi întreabă, doamne, de ce nu viste ei? Motivul directorului știți ce spune, domnule, n-am să le mai pun. Le-am și pe cele le-am întrebat. Da. Nu vor să vină să le ia. Și le-a cu doi ani. Domnul director, nu se poate așa ceva. Nu există. Deci, trebuie să... Dacă familia are o datorie, trebuie să o eliberează. Domnule, adeverința pentru copii se eliberează. Atât dacă ai datorii, nu se eliberează dacă ai nevoie de un certificat fiscal, pentru că acela trebuie să iese în zero. Da. Și este infracțiune dacă emit un certificat fiscal altfel decât în zero. Înțelegeți? Doar altfel, adeverințele se emit. Ca să-ți faci buletinul, să scoți rechizitii la școală. Deci toată lumea să vină. Nu se pune problemă. Altcineva, mai departe. Da. În legătură cu apa, noi am făcut acum la un bypass acolo, de nu mai au rămas oamenii, deci nu au mai avut probleme cu înghețul, s-a închis ventilul și a dat drumul la apă sus pe deal să urce și am, acum în partea asta au rămas tâlozia fără apă, rămâne din cauza înghețului. Trebuie tot să vină. Obligerii oameni la mine, de tipul Mihai Ignat, care lucrează aici. Și i-am spus în felul următor. Aveți buldo-excavatorul la dispoziție, aveți meseriaș la primărie la dispoziție și voi sunteți de pinine cei 3-4 consilieri, apucați-vă și faceți-vă treaba. Păi facem, dacă ați știți ziua. Deci noi suntem executivul, voi sunteți legislativul, dar hai și încercați și puneți-o cu mâna la treabă să vedeți cum se rezolvă. Dar am pus și am făcut mai poate. Vă dau buldo-excavatorul, vă dau meseriaș și vă faceți treaba. Nu mai înghețată, nu? Da, dar trebuie să știți. Mai departe, știu. Altcineva. Am și o problemă. Da. Trebuie să rezolvăm o dată pentru totdeauna cu șanțul ăsta de la Calvalan, care face legătura cu Valea Câmpului. Da. Nu preia debitul ăla. Acolo sunt numai căruți cu fân, baribă și tot ce vreți. Ori facem o rigolă în lung și mai betonăm un pic, 20 de metri, ca să ai aluvionele să depun în timp și nu vin în șanț. Ceva trebuie rezolvat cu noi. Perfectă. Mâinii este 1 noiembrie. Da. Acum când stăteam aici, deci mă sună de la minister, deci veți fi primul sat care intrați cu canalizare. Și știți ce mă doare inima în momentul când o să spargă și o să strângă tot acolo? Deci Ștefan Vodă nu va rămâne un milimetru, tot va fi făcut varză. Ștefan Vodă tot, ca să știți, de la milii, toate străzile de pe Hăgheac, din spate, pe acolo, pe la Nelu Vasului, la Sibine, așa, pe la Bosat, tot, DN12 pe o parte și pe alta, DJ116B pe o parte și pe alta, și mergând la vale pe DN12, apoi intrăm pe la Serian pe sub calea ferată. Și asta înseamnă că lumea Audi deci nu emisiunea și nu mai comentează. Nu, nu. Vor intra cu spargere de betoane și investiții în locurile unde turnăm asfalt, deci pe măsura 7-2, pe drumurile care facem prin PNDR. Deci timp de 5 ani de zile nu vom avea niciun fel de intervenție, ele vor fi monitorizate de către cei de la AFIR și de către cei de la Ministerul Dezvoltării. Deci în afară de locurile unde vor fi PNDR și pe măsura, sub măsura 7-2, acolo se va interveni și se va băga canalizare. Probabil 2018-2019. Dar noi nu putem să stăm până atunci. La anul viitor trebuie să facem și ceea ce ați probat. S-a golit de atâtea ore, am ridicat betoane, ei puțin, așa este, așa este. S-a dus. Și lumea noastră nu înțelege, dacă îi spui să nu parcheze calul acolo, gata, te-o făcut vată. Da, mai departe. Sunt oameni care nu ținu calul în graj, nici un sfert cât o stat în drum. Ai vrea să... Eu am și propus, la mine, la magazin, o să fac o iesli pe strâmb. Îi fac o iesli, la ghetul animal, face... propune protecția animalilor, facem o iesli. Dar nu vrei să facem o parcare cu chip? Că iei numărul de crotam și îi luăm bani. Nu? Da, mai departe. Cer scuze, mai facem și cu spirit. Dar vreau să știu ce, că cu balastru, dar și eu am solicitat la copii. Da, cred că anul este beneficiat de cel mai mult. Da, da. Cel mai mult. Deci, terminăm, încheiem cu ceea ce v-am spus, toaletarea asta. Chiar dacă amorțăște un pic, e altă situație. Că nu o să aibă el asfalt de gravă, nu îi spuneți la copriș. Mi-a zis și mie și o să rezolvăm 100%. Doamna Camar, trebuia să mă dați foarte bună. Da, mai departe. Iorghiță, faptul că lucrez la CRAP, colegii sunt aici. Sunt metode
prin care puteți, de așa natură, să nu mai îngheță instalația. Deci sunt metode. Acum s-o schimba director, aveți director adjunct, doamna Chitier m-a sunat și a zis că vrea să vrească post primare de pe Valea Trotușului. Deci vă rog să luați măsurile necesare. Noi anul ăsta am băgat 3.000 de metri, cred că aproximativ, de rețea. De rețea de apă. Pentru bine de oameni. Bun. Ei, produsul de pe rețea, nu-mi faceți adreță cum mi-ați făcut anul trecut și îmi spune că sunt direct răspunzător de înghețul rețelilor și ei nu mai furnizează apă potabilă pentru că nici nu încasează, că n-avea ce să încaseze până la urmă. Deci interesul primul ar trebui să fie al vostru. Dacă furnizezi apă, primești și bani. Dacă stai cu rețeaua înghețată, nu mai primești nimic absolut. Da, așa este într-adevăr, dar 90% care a înghețat în comuna Dofteana apa n-a fost din cauza rețelii de apă care a creat-o primăria, a fost din cauza oamenilor. Căminile n-au fost izolate cu capacii hermetice, au pus o scândură, două, au pus o fură de la vină și asta a fost. Dar podul? Da, podul a fost izolat în fiecare an. Da. Cine a făcut? Păi numai împingeți apa pe conductă și luați bani. Și prima ridic el la tăi. Și pe conductă îi băgați în promedia. Oamenii ca să facă chestii. Păi atribuțiunea voastră tot cea care mai este. Care mai este? Atribuțiunea care mai este? Să furnizăm apă, să dăm apă. Atâta, numai să furnizați apă. Dar conductele, după ce le-au pus, nici măcar așa, nu se poate vedea din. Dacă vreți să vă adresați, puteți să vă adresați domnului director la cap. Dar eu nu mă adresez din. Dacă aveți ceva problemă, apa a fost în toată, dar toată comuna Dofteana, anul ăsta nu a fost nerecunoscută. A fost? Spuneți. Și dacă nu a fost întrebat. Și atunci ce problemă? Păi da, dar cu ocazia asta puteți să informați. Am furnizat apă și... Deci pe data de 7. De ce furnizați? 7 noiembrie. Deci pe data de 7 noiembrie va fi întrerupere generală timp de 24 de ore. Să știți tot. Pe data de 7 noiembrie va fi întrerupere generală de apă toată întreaga localitate și nu numai. Deci de la Dărmănești până la Onești. Bun. Atunci se vor remedia două mari defecțiuni. Una de la Bogata. Da. Și una de aici, de la noi, de la Dofteana. Undeva din când. De la care îl cunoașteți pe Gelu Mahu, stă acolo lângă Netu. Deci în zona respectivă, acolo sunt niște defecțiuni care tot timpul vădește, iar cu ocazia asta oprește pe data de 7, întrerupe conducta de apă brută de la baraj până la stația de reglare și măsurare Cărăboaia și se remediază și aceste două defecțiuni. Ca să știți, pe data... Mai ai și la acolo, cu Păscălin. Acolo e rezolvat? Acolo este distribuția, acolo nu aparține de stație. Acolo și acolo este se poate rezolva și chiar dacă nu se oprește. Nu, acolo nu este problema. Este problema de punta mare, punta principală, care face legătura Cărăboaia. Deci nu sunt posibilitatea. Da, și aia vreau să răspund la toți consilierii. Toți bate Cărăboaia, toți bate apă fiecare cât... Apa nu este a mea, nu este, este a crabului. Dacă vreți să vă adresați, puteți să vă adresa crabului dacă aveți ceva probleme cu apă. Dar eu, de când sunt consilier în Comuna Dofteana, de 4 ani de zile, am ținut legătura cu domnul primar și toți cetățenii au avut apă. Că au mai înghețat, au fost din cauza oamenilor. Problema e a cetățenilor. Nu au fost din cauza... Nu au fost din... Deci omul de la conductă și până la cămin a fost un metru sau jumătate de metru sau 2 metri. Nu și-a izolat căminul, a înghețat pătrund de la cămin până la conductă. Conducta fiind de 60. Cum ai procedat și nu are rost ca să mai vorbesc. Cum ai procedat? Eu știu care este soluția. Acum 2 ani, colaborez dacă puiesc cu Ion Propodaru și știți ceea ce aveți făcut și în zonele unde sunt probleme, deci te rog foarte mult. Decât să stați cu apa oprită 2 luni de zile și vin sărbători și știți de iarnă, trebuiește și apă și la animale și la oameni și la orice, deci destul de prea trebuie să rezolvăm deșanatul să nu mai avem cazuri de felul ăsta. Deci câte ori au fost, n-a dat, au fost probleme, au fost, poate să nu rezolvă problemă sau... De fiecare dată, deci... Da, mai departe, haideți. Secretarul, dumneavoastră vreau să vă adresez o întrebare. Aș vrea să spun și mie, ce de mi-e legal, nouă pentru ședințele extraordinare și de îndată, mi-au oprit din indemnizații 30%. 30%? Ba da, pentru că mi s-a oprit 1.000.000 și ceva din cât este. 30%. Dar nu știu, sau pentru da. Nu, n-am fost la unul extraordinar. Ați avut două ședințe. Deci două ședințe ați avut prezent. Adică ședința ordinară cu o ședință de comisie. Da. Și la ședința extraordinară ați lipsit. Deci ședințele se împart în trei, în momentul când există ședințe extraordinare. Da, și articolul 34 din 393 spune că numărul maxim de ședințe pentru care se acordă indemnizația este o ședință ordinară și una, două pe comisie. Deci și se completează cu legea 153, așa, în care spune clar, nu mai mult, deci 3 ședințe. Bun, eu vreau să mă uit și la legea 153 și dacă am ceva obiecție, o să fac adresă la prefect. Chiar vă rog. Și după aceea. Da, sigur.
Eu de asta am pus să mă întreb, ca să știm exact în ce teme legal ne-ați oprit. Bine, dar puteți să vă adresați la contabilul, contabilul calculează? Exact. Nu, dar, nu, eu am întrebat că dumneavoastră sunteți... Păi, eu fac prezența, dar nu fac și calculele la salarii. Și nici la indemnizații. Vă fac prezența, doar atât. Dar nu și calculul la indemnizații. Nu, dar vreau să văd care este... Sigur. Strategia în care se calculează... Era foarte bine în ședințele comisiei să o chemați un pic pe doamna contabilă. Înțeleg că mai fost acum de vreo două ședințe. Faptul că sunt deduce. Deci persoane... Nu, am înțeles problema aia cu indemnizația, am înțeles-o, e clară, nu, acolo. Eu am zis problema așa. Deci în momentul când sunt și ședințe extraordinare, indemnizația nu o puteți primi întreagă, dacă ați lipsit la ședința extraordinară. Bun, deci eu trebuie să mă pe lege pe 150, trebuie să vă spun detalii la 390. Exact. Mulțumesc. Da, mai departe, haideți, altceva, dacă mai aveți. Da. Dacă nu mai aveți, vă mulțumesc pentru prezență. Dacă nu mai aveți, vă mulțumesc pentru prezență.